Mai e valabilă intrarea în izolare cu 14 zile la întoarcerea în țară, de la acel până moment. La data de 15 iunie, da. Toți cei care se întorc în țări, care sunt conform evaluărilor INSP, în țări cu un nivel ridicat de răspândire a virusului, când se întorc, trebuie să intre în izolare 14 zile, izolare la domiciliu. Deci va depinde de... se va face numai la cerere. Va depinde de destinația această în care merg. Rămâne până la data de 15 iunie. Sigur că dacă ei pleacă în țări în care nu există un nivel de răspândire care să impună intrarea în izolare la întoarcere, atunci nu trebuie să se izoleze. Și astăzi, de exemplu, din 16.000 de cetățeni care intră în România, din care cetățeni români probabil sunt 11.000-12.000 de cetățeni, doar aproximativ jumate dintre ei, sau puțin peste jumate, intră în izolare la domiciliu, pentru că ceilalți vin din destinații pentru care nu este necesară izolarea la domiciliu.